Salutare, oameni buni și bine v-am găsit, oameni buni! Vreau să vă spun că nu mi-a plăcut ce am văzut pe geam. Chiar nu mi-a plăcut. Este vorba de un om al străzii care căuta prin gunoaie și la un moment dat îl văd că scoate mâna și bagă în gură. Deci vreau să vă spun că mi s-a făcut pielea de găină și ce idee mi-a venit. Sper ca omenașul să stea acolo până... Pentru că i-am comandat ceva de mâncare, i-am comandat o pizza și... sper să ajungă omenașul de la livrări cât mai repede pentru a nu pleca omul de acolo. O să-l arăt și vouă despre ce este vorba. M-a luat așa un fel de piele de găină, m-a făcut cutremurat, bineînțeles, și am zis, bun, hai mă să mănânce și el o pizza caldă. Sper să miște mai repede cei de la livrări și să ajungă cât mai repede cu o pizza. Haideți să vedeți și voi despre ce este vorba. Cameraman, vin încoace. Nu știu ce face în momentul ăsta. Afară sunt undeva la minus 11 grade. Foarte, 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 foarte cald. Foarte, foarte frig. Cald. Eu cred că el mănâncă ceva. Coșul de gunoi se află lângă stâlp. Exact în fața unei panou ăla de parcare. Cel cu albastru, dacă poți să dai mai spre stânga așa. Și acum se apropie stâlpul ăla, acolo. Se apropie stâlpul. În față, dar e frig de zi și ce de crapă pietră, vezi? Acolo este stâlpul. Trece în momentul ăsta tramvaiul. Ia, dai, să vezi cum s-aude acolo. Dă-mi, clonc, clonc. Deci asta ne dă deșteptarea nouă. Așa? Bun. Nu știu în câte minute spune că va ajunge, dar sunt foarte, foarte curios cum va primi. Nu știu ce mănâncă el, ce și-a scos el de acolo, din tomberon, dar vreau să vă spun că m-a luat așa cât panica. Și zic, bă, ce să-i dau, mă, să mănânce? Ca să, din partea mea, să primească o pizza caldă. Dar sunt curios cum o va primi și dacă chiar o va lua, sunt chiar foarte curios. Așteptăm în momentul ăsta să vedem livratorul, dacă cumva se duce și o dă, ca și cum el a dat comanda, având în vedere că comanda este plătită deja. Și vine totuși de la o distanță destul de măricică. Așa că în momentul ăsta închidem și așteptăm curierul și vreau să văd reacția acestui omenaș. Vă iubesc, oameni buni. Din când în când merită să facem și câte o faptă de genul ăsta. Chiar dacă de foarte multe ori îmi face plăcere să ajut oamenii, dar de data asta vreau să văd reacția acestui omenaș. Vreau să văd. I-am comandat 4 stagiune. Sper că nu am dat greș. Este pizza pe care eu o mănânc și mie îmi place foarte, foarte mult. Îl văd destul de înfometat, că tot înfolecă și tot se mai duce la tomberon, mai ia câte ceva de acolo. Cei de la livrare spun că, sau cei de la livrări spun că s-au pus deja în mișcare. Haideți să vedem dacă cum va reacționa. Cameraman, fii nu coace, te rog. Deja se șterge pe mâini. Sper să nu plece până... Da, sper să nu plece. Vă spuneam că sunt undeva la minus 11 grade afară. Îngheț de frig instantaneu. Eu nu știu cum oamenii ăștia ai străzii pot rezista în acest frig, nu știu, în acest ger năprasnic.
chiar nu știu cum poate să rezist. Curiozitatea mea cea mare este cum se va duce și va duce pizza. Sunt chiar, chiar curios. Cum se va duce livratorul și îi va da pizza? Oare o să o refuze? Oare o să refuze? Sunt chiar curios. Eu nu aș refuza. Aș refuza o pizza atât de caldă și atât de, nu știu, de mai ales 4 stagioane, pizza preferată. Ce, iarăși a găsit ceva? Sper că va găsi destul de repede. Am dat adresa corectă. Văd niște saci cărând sau lângă el acolo. Și acum nu știu ce mănâncă. Pâine goală, nu știu ce mănâncă acolo. Ce fel luminează mașina acolo, în spate. Zici că are un pom, luminițe de pom. Mamă, da? Ce frig e! Văd cât de frig e! Văd acolo un livrator cu bicicleta. Păi eu îl caut unul? Nu cred că la din altă parte. Dar chiar nu... Îl văd că se plimbă... Aiurea, uite, întoarce. Îl văd că se plimbă aiurea, vezi? S-a întors. Sună telefonul? Să nu sune telefonul, ca să putem să... Că văd că n-are niciun traseu, așa, vizibil pe unde s-ar duce. Clar va căuta zona. Bă, cât de greu le este la... oamenii ăștia. Îți dai seama, prin frig, prin ger, la un moment dat începuse să ningă. Foarte, foarte greu este. Unde se duce? Dar nu este, este de la... Păi că nu, nu înțeleg, trebuie să se ajungă până acolo. Deci tramvaiul ăsta zici că se rupe. Sper să nu îi o aducă rece, sper să fie caldă. Sunt chiar curios cum va reacționa. Poate îți cade telefonul jos.
Bă, deci eu am înghețat. Deci, deci vreau să spun că mi-a înghețat, pe lângă că mi-a înghețat tot corpul, cel mai tare parcă sunt degetele de la picioare, care degetele de la picioare sunt în interior. Mă duc să-mi iau ceva pe mine. Vrei să-ți aduc ceva? Mă duc să-mi iau ceva pe mine, pe mine. Cum stau eu? Ar fi culmea. Uite, ăștia sunt. Da. Ar fi culmea să... Că noi am dat adresa și am zis omul străzii. Și ar fi culmea să zică că a livrat-o. Nu cred că ar face așa ceva. Nu cred că ar face așa ceva. Noi am stat aici și nu am... Dar așteptăm de ceva timp. Sper să nu plece, să se ridice, să se plece. Pentru că toată munca noastră de a-l sprijini cu ceva de mâncare s-ar duce, nu știu, ar fi în zadar. Dar nu ar fi distanța mare. Adevărul e că tu de-abia ai dat comanda. Și ăla deja zicea că la 2 minute că deja a plecat spre livrare. Nu? Mm-hmm. Dar acum 40 de ani, tramvaiul ăsta așa s-auzea. Bă, n-au făcut nimic, cam tot în Evul Mediu suntem. Deci când făcea curba tramvaiul, uite-l cum sunt. La ora 5 dimineața dădea deșteptarea. Majoritatea oamenilor mergeau către muncă. Deci dacă în 5 minute după ceas, dacă în 5 minute nu vine, uite, hai să zic că este 11 și 10. E 11 și 9 minute. Dar pun 11 și 10, da? La 11 și un sfert, dacă nu ajunge, îi sun și comandăm din altă parte. Așa cum e. Hai că iese, iese, nu. Da, da. Hai că se duce și o duce. Hai că se duce și o duce. Bravo, nu. Bravo, nu. Să vă ajute Dumnezeu. Bravo, nu. Bravo, felicitări!
Bravo, bravo! A primit-o, mă. A primit-o. Băi, mi s-a făcut pielea de găină. Sunt curios cum mănâncă din ea. Mi s-a făcut pielea de găină. Deci chiar mi s-a făcut pielea de găină. Hai, mămule, ia și mănâncă că e caldă. Ia și mănâncă că este caldă. S-o fi săturat din ce a luat din acel gunoi? I-a dat și bun. I-a dat bun, nu? I-a dat că se uită la pizza. I-a dat bun. Nu? Da, nu știu ce... Da, hai ia și mănâncă. Hai, tată, ia și mănâncă. Bravo, ia și mănâncă. E pizza aia care îmi place mie. Sper să nu cadă pe jos. Hai, ia și mănâncă. Așa că, oameni buni, mulțumesc din suflet că mă urmăriți, mulțumesc din tot sufletul că sunteți alături de mine.